Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia minte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea șertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nascult căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați de înainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghețiți, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am citit întreg pasajul care privește mesajul care a fost transmis anterior ca să înțelegem mai bine câteva lucruri importante. În primul rând, acest mesaj era adresat Sodomei, Sodomei și Gomora. Pentru că majoritatea celor pe care noi îi numim datorită păcatelor lor sodomiți, majoritatea dintre ei se pretind a fi creștini. Majoritatea dintre ei nu sunt atei, ci se declară creștini, ba chiar se declară credincioși, ba chiar au pretenții de a sluji și de a fi parte din biserica lui Dumnezeu. Dar mesajul nu este îndreptat doar către astfel de oameni. Pericolul acesta Pericolul de a avea o religie superficială îl trăim fiecare dintre noi. De aceea mesajul din această seară îl numesc o religie superficială, o religie de suprafață sau poleită sau de fațadă. Am văzut de multe ori obiecte doar spoite cu aur. Și aurul, aur, adică nu o imitație a dar doar poleită cu aur, doar poită, doar la suprafață. La fel multe multe religii sau multe uh, credințe personale ale oamenilor sunt doar despoială, doar de fațadă, doar poleite cu ceva bun. Și de aceea la prima vedere totul pare normal. La prima vedere totul pare Original, dar nu e chiar așa. La fel ca și cele două case zidite, una pe stâncă, una pe nisip, aparent totul era identic, totul părea la fel, dar nu era așa. A venit o zi când s-a dat pe față ceea ce era. De aceea, în această seară, o să vedem ce înseamnă o religie superficială. Ne preocupăm de doctrine și de dogme ne interesează ce credem să venim înaintea lui Dumnezeu, să nu ne închinăm. Observați, acești oameni nu se închinau baalilor, nu se închinau unor Dumnezei străini. Ei veneau în casa Domnului, se închinau lui Dumnezeu, se închinau după legea lui Dumnezeu, după porunci, după rândul el, păstrau cu strictețe lunile noi, sărbătorile, sabatul, legea, totul era făcut după lege, totul, Așa părea. Observăm că și noi putem cădea în pericolul acesta să ne preocupăm de doctrine și de dogme. Da, să credem în Dumnezeu, să credem în Duhul Sfânt, să credem, să credem Biblia și facem studiu biblic și din punct de vedere doctrinar, din punct de vedere dogmatic, totul este perfect, totul este pus în ordine. Și totuși, asta să fie doar o spoială pe deasupra, să fie doar o religie de suprafață ne preocupăm de tradiții și de ritualuri. Acești oameni veneau înaintea lui Dumnezeu și aduceau jertfe, cheltuiau, dădeau bani, aduceau oi, sap, vicei pe altarul lui Dumnezeu, veneau în casa lui Dumnezeu, se cheltuiau, aduceau jertfe, totul era după, după lege. Erau preocupați de forme, de tradiții și de ritualuri. Totul era după Lege. Ne preocupăm de entuziasm și de emoții religioase. Noi cam așa cântărim și noi lucrurile. A fost har, bucurie mare, am strigat, aleluia, jumătate de zi, strigau cu mâinile sus, erau o bucurie, sărbătoare, ca să însemna sărbătoare, bucurie, veselie, cântări frumoase, instrumente la infinit, totul era frumos, totul era. Și ai spune, uitându-te la suprafață, e ceva perfect. Totul părea normal, totul părea real. Doctrina și dogmă corectă. Tradiții și ritualuri, forme de închinare perfecte, nimic de obiectat, toate după lege, toate după cum spune cuvântul lui Dumnezeu entuziasm, emoții religioase, sărbătoare, oamenii veneau cu bucurie să se închine înaintea lui Dumnezeu și totul părea perfect. Și totuși Dumnezeu se uită și parcă văd exact aceeași imagine preluată și în Noul Testament, în Cartea Apocalipsei, una din cele șapte biserici, tocmai biserica zilelor de pe urmă, la Odisea. Am de toate. Nu-mi lipsește nimic. Sunt bogat. La mine totul merge bine, totul e perfect. Afirmațiile despre ei erau perfecte. Totul părea să fie perfect. Și totuși vine Dumnezeu și spune, și nu știi. Nu știi că e sărac, orb și gol, ticălos și nenorocit. Nu știi. La suprafață totul era perfect. O religie la suprafață perfectă. Și se poate și noi să avem această religie din punct de vedere doctrinar, din punct de vedere al tradiției, al entuziasmului, totul să fie perfect. Și ne putem amăgi. Vine Dumnezeu și spune: Nu vreau să mai văd. Vă dați seama să spună Dumnezeu: Nu vă mai rugați. Dumnezeu să spună: Nu vă mai rugați. Nu mai aduceți jertfe. Nu mai veniți în casa mea că mi-o spurcați. Nu mai aduceți, mă, mă deranjează. O, oh, dai cântare frumoasă, am făcut școală, suntem pregătiți, totul e perfect. E o povară pentru mine. Păi, spune că eu n-am nevoie de asta. Bine, Doamne, și dacă nu-ți place, dacă nu e ceea ce trebuie, care-i soluția? Nu mai facem studiu biblic? Nu. Nu ne mai rugăm? Nu asta trebuie să oprești. Oprim sărbătoarea, nu ne mai bucurăm, că unii cam așa înțeleg, se uită, trebuie să schimbăm forma, trebuie să schimbăm cântările, probabil probabil trebuie să schimbăm culoarea mieilor, probabil dacă am adus miei negri, nu-i plac lui Dumnezeu negri și aducem albi și poate se schimbă, poate Dumnezeu cumva schimbă părerea. Încercăm ceva schimbări de felul acesta, schimbăm formele, schimbăm, schimbăm orarul, poate nu-i bine așa. Putem schimba multe lucruri, dar acele lucruri nu vor schimba nimic în percepția lui Dumnezeu despre noi. O singură schimbare e necesară. Un singur lucru trebuie schimbat. Vorbim despre pocăință, pentru că pocăința înseamnă schimbarea inimii, schimbarea minții. De aceea vine Dumnezeu și spune, încetați să mai faceți răul. Nu spune încetați să vă mai rugați. Pentru că aici este, observați asta, am văzut-o de multe ori, Aceeași, același lucru îl găsim și la farisei, la cărturari, pe timpul Domnului Isus, oameni religioși. Foarte sfinți, conservatori, cu tradiții, totul era perfect. Da? Dar în inima lor era cu totul altceva. Și acum noi când venim și spunem așa, a, bun, asta e farisei, zice ala fariseilor, posturile al fariseilor, principiile astea și tradiții, toate astea fariseilor nu trebuie și oamenii aruncă ceea ce aveau bun. Noi nu trebuie, Domnul Isus a spus că neprihănirea noastră trebuie să o întreacă pe afariseilor. Adică nu trebuie să renunți la post, la rugăciune, la milostenie, la zecială. Ca și cum aici, nu trebuie să renunți la jertfe, nu trebuie să renunți la rugăciune, nu trebuie să renunți la sărbători, nu trebuie să renunți că nu-i place lui Dumnezeu, ci trebuie doar să realizezi că toate astea capătă valoare doar dacă viața este transformată, pentru că problema nu era mielul la jertfă. Problema nu era sărbătoarea, problema nu era cântarea, problema era păcatul. Asta trebuia schimbat, asta trebuia scos. Încetați să mai faceți răul curăciți-vă mâinile, curăciți-vă inimile, asta cerea Dumnezeu. Ori noi de multe ori putem cădea în extrema asta să facem schimbări. Și câte rețete și câte rețete și sunt interesat și eu ca și alți păstori să facem lucrurile să meargă bine, să fie bine în biserică, te gândești la orice lucru și vin oamenii cu tot felul de propuneri sau cu tot felul de soluții. O, oh, dacă facem așa rugăciunea, dacă, dacă, ne rugăm atunci, dacă ne rugăm așa, dacă... Vă dați seama. Oricât ar fi schimbat ei, oricât s-ar fi rugat ei, da, frate, dacă strigăm tare, dacă să vedeți, să fim mai dinamici, hai să, amin, aleluia, strigați după mine, puteau să strige ei trei zile și trei nopți. Dumnezeu spunea clar, ori cât de mult v ruga, nu vă ascult. Problema nu-i rugăciunea. Problema nu-i sărbătoarea. Problema nu este mielul de jertfă. Problema nu e altceva. Problema este păcatul. Acolo trebuie intervenit. Amin. În rest, noi putem veni la biserică, ne putem preocupa de doctrine, ne dăm și noi cu părerea, n-a spus bine, nu crede bine, argument, și vedem din ce în ce mai mult aceste dezbatere asupra doctrinelor și dogmelor, suntem foarte preocupați să fie totul perfect și nu ne ajută la nimic teologia asta. Doctrine și dogme și ținem atât de mult la doctrine și dogme, dar cu toate doctrinele noastre, cu toate dogmele noastre, putem ajunge foarte ușor în iad, dacă nu ne pocăim. Dacă nu ne pocăim, nu ne ajută la nimic. Putem ști noi Biblia perfect, putem noi să-i să corectăm pe cei mai buni predicatori, să le spunem așa și așa și să știm noi perfect, să cunoaștem perfect toate tainele. Degeaba le cunoaștem pe toate dacă nu ne pocăim, dacă în inima noastră nu este bunătate, nu este dragoste, nu este blândețe, nu-i caracter, ceea ce vrea Dumnezeu mai mult decât jertfe, Dumnezeu vrea caracter. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, aceasta e căutarea, aceasta e așteptarea lui Dumnezeu. De aceea soluția pentru ca biserica să se bucure nu e să schimbăm acum ceva la rugăciune, hai să mai facem o rugăciune, în loc de două facem trei, în loc de trei facem patru, în loc de jumătate de oră facem o oră, în loc de oră facem două, s-a rezolvat problema. Putem să schimbăm la infinit lucrurile acestea, dacă nu ne schimbăm inima, dacă nu ne schimbăm viața în bine, dacă nu ne pocăim nici o schimbare din aceasta nu va putea schimba cu adevărat lucrurile. Vor fi doar schimbări de suprafață. Deci mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne conștientizeze de aceste adevăruri. Soluția este întoarcerea la Dumnezeu, pocăința. Și îmi place că deși se adresează unui popor ca Sodoma și Gomora, bunătatea lui Dumnezeu, se arată și față de astfel de oameni spunând, chiar de vor fi păcatele voastre, roșii cum e purpura, cum e cărmâzul, dacă vă pocăiți, se vor face albe ca lâna. Veniți totuși să ne judecăm. Ne cheamă Dumnezeu la o judecată, nu să-i judecăm pe alții, să ne judecăm fiecare în dreptul Lui învățați-vă să faceți binele. Suntem aici pentru că vrem să ne învățăm, e vorba de un proces de învățare, de educare, să ne învățăm să facem binele. Să vedem zi de zi ce trebuie făcut în săptămâna asta, ce putem face și din bine mai bine, cum se spunea și dimineața, încetul cu încetul, pas cu pas. Trebuie să înaintăm, trebuie să învățăm, să ne punem întrebare, ce am învățat astăzi mai mult? un lucru, nu trebuie o mie de lucruri, un lucru azi, un lucru mâine, un pas mâine, un pas poi mâine și tot așa trebuie să avansăm, dar să mergem înainte, să progresăm, nu pas cu pas în spate, nu din rău în mai rău. Sfinții merg din bine în mai bine, din putere în putere. Nu toată puterea odată, dar puțin câte puțin, spre mai mult, spre mai bine. Că dacă venim aici și ne facem mai răi, și observați paradoxul. Același lucru se găsea și pe timpul corintenilor. Oamenii se certau pe doctrina. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru, eu sunt al lui Hristos, eu sunt fără nimeni, eu sunt cu toți. Ce rostare dacă nu ai dragoste, dacă nu ai pace, dacă nu ai caracter. La ce ți-ajută? Deci este atât de important, atât de important să putem scăpa de, de această religie superficială, să, să să încetăm să mai poleim cu aur. Ce să fie aur cu adevărat. Să fie un aur pur, nu doar la suprafață, nu doar uh, ceea ce văd oamenii. Nu doar la biserică, nu doar din când în când. Pentru că oamenii aceștia aveau o închinare. Închinarea lor era corectă. Doctrina lor era corectă. Entuziasmul lor, cum veneau cu zâmbetul pe buze, cu bucurie, cu veselie, așa cum se cerea unor, uh, unor oameni care se închină lui Dumnezeu, dar înăuntru lor, sau cum folosea Domnul Isus expresia morminte văruite, pe din afară atât de frumos, pictate, sculptate, făcute bine, totul aranjat, totul perfect, artă pură. Artă la cel mai înalt nivel. Dar, Morminte, moarte. La ce -ți ajută? E mort. La ce -ți ajută? Nu ajută la absolut nimic. Din punct de vedere spiritual, nu se întâmplă nimic. Mort. Ca apoi, poți să înbălțăme, să faci ce vrei, să scrii frumos, poezii despre el, cântări, pune ce vrei. Înăuntru este doar moarte. De aceea, în această seară, ne cheamă Dumnezeu la El, pentru că doar El este viața. Să ne cercetăm să vedem, avem o religie superficială sau avem o, o religie profundă, adevărată, reală, adică și în lăuntrul nostru, să avem dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, să avem caracterul, să avem pocăința, asta ne, asta, la asta ne cheamă Dumnezeu. De aceea vrem să ne rugăm Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să lucreze. Putem veni înainte lui Dumnezeu, putem să ne întoarcem la El. Ne cheamă Dumnezeu la El. Veniți. Veniți totuși să ne judecăm. Veniți. E o chemare a lui Dumnezeu. E un pas pe care omul trebuie să-l facă. Suntem aici și putem să ne uităm în stânga, în dreapta, să spunem despre unul, să spunem despre altul. Eu cred că e momentul în care fiecare să se uite în propria lui viață, în propria lui inima. Și suntem aici, dincolo de ceea ce se întâmplă, ne bucurăm, nu ne bucurăm, ne rugăm mult, puțin, strigăm, nu strigăm. Contează mai puțin asta, contează mai puțin asta. Ceea ce contează este dacă Dumnezeu chiar ne ascultă rugăciunea. Dacă Dumnezeu chiar primește cântarea de laudă, ca apoi este perfect din punct de vedere artistic, din punct de vedere muzical, va conta mai puțin. Doctrina noastră, predicile noastre, așezate, aranjate, lustruite, totul e perfect, n-ai nimic de obiectat, dar dacă nu este păcăința, nu este trăirea, împlinirea acelui mesaj, nu ne ajută la absolut nimic cunoștințele noastre, teologia noastră poate fi perfectă, religia noastră poate fi cea mai bună dintre toate. Și acesta este tocmai pericolul să spunem, noi avem cea mai bună religie, suntem mai buni decât alții, putem fi mai buni decât toți. Și fariseii se credeau cei mai buni, erau partida cea mai îngustă, ei totdeauna tindeau să fie cei mai nu ți ajută la nimic să fii cel mai bun dintre păcătos dacă vei continua să rămâi un păcătos care nu se pocăiește nu ți ajută la absolut nimic. Și din păcate asta putem fi și asta putem rămâne noi. Cei mai buni dintre păcătoșii care nu se pocăiesc. Vom fi cei mai buni, cei mai religios, cu religia cea mai, cu doctrinele cele mai bune, mai corecte din punct de vedere biblic, cu cele mai bune tradiții, ritualuri, principii, forme de închinare. Putem fi oamenii cei mai entuziasmați, oamenii care, mă rog, vin aici și au E atmosferă, ca așa zic unii, totul cântăresc în atmosferă. Știți, unii cântăresc în corectitudinea doctrinei biblice, dacă e corectă, dacă sunt învățături sănătoase, dacă forma de închinare, forma să fie cea bună, să fie cea corectă, dacă avem entuziasmul, bucuria, dacă avem. Atmosfera aceea de sărbătoare. Și poți să ai atmosferă de sărbătoare. Și totul poate fi corect. Nu că aceste lucruri sunt rele. Dar problema este că totul este doar la suprafață și totul se oprește doar la aceste lucruri. Și nu mergem mai departe. Și nu mergem în inimă și nu ne schimbăm viața. Și viața, după ce s-a terminat sărbătoarea, continuă cu nelegivirea. S-a terminat duminica. Urmează șase zile în care ne vedem de viața noastră, ne vedem de lucrurile noastre, ne ocupăm de cu totul altceva și apoi venim duminică să facem ce? Aici era problema acelei generații. Aici era problema acelei grupări de oameni. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să venim cu adevărat înaintea Lui. Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să curățească, Dumnezeu să sfințească. Doar El poate. Veniți totuși să ne judecăm. Soluția este doar la El. Noi nu ne putem ierta unii pe alții, nu putem noi să iertăm păcatele unii altora, nu putem noi să ne declarăm asta, doar Dumnezeu poate să o facă. Pentru că aici ne înșelăm de multe ori. Că dacă mi-au spus o mie de oameni că totul e bine și că mergem bine și că totul este bine, înseamnă că e bine. Pot să spună și un milion de oameni că suntem bine. Dacă Dumnezeu vine și spune nu e bine ce faci, așa este doar cum zice Dumnezeu. Și în dreptul acelor oameni, Dumnezeu a spus nu-mi place, nu este bine, nu faceți bine, întoarceți-vă la mine. De aceea, în această seară, mai bine ar fi să ne uităm spre fața lui Dumnezeu, să ne întoarcem cu inima noastră, cu viața noastră spre Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte!